Conform informațiilor oficiale la Chindia Târgoviște, la momentul actual, datoria totală este în jurul sumei de 1,2 milioane de lei. Mai precis, la bugetul de stat, 700 de mii de lei, salarii restante, aproximativ 100 de mii de lei și către furnizori, aproximativ 400 de mii de lei. Deși Consiliul Județean Dâmbovița a alocat suma de 150 de mii de lei, iar primăria Târgoviște va vira către club aceea sumă, banii nu sunt suficienți și nici nu se vor regăsi în plăți de salarii restante sau datorii către furnizorii clubului. Nu se pot face plățile de salarii decât în clipa în care judecătoria va emite un extras cu noua conducere a clubului, cu domnul președinte Porumbacu, pentru că la momentul preluării documentelor, singura semnătură validă era a domnului Trifan și a contabilei, ambii fiind demisionari, deci ne mai putem să semneze niciun fel de document bancar. Deci noi am depus a doua zi, am făcut imediat documentele necesare, am depus la judecătoria Târgoviște hotărârea AGA cu numirea domnului Porumbacu, care are împuterniciri pe bănci și pe conturi, dar termenul va fi în luna septembrie. Termenul pentru hotărârea judecătorească este pe 23 septembrie, astfel că actualii angajați, poștii salariați de la Chindia sau furnizorii echipei nu pot primi banii decât cel mai devreme la debutul lunii octombrie. Restanțele salariare la club sunt inclusiv din luna iunie acestui an, iar în ceea ce privește furnizorii, parte dintre aceștia au bani de încasat încă din 2012.